Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit, dragi copii! Astăzi, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă, vom avea invitați pe domnul Toma Petcu. Bine ați venit, domnul Petcu, și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația în emisiunea noastră. Domnul Petcu este secretar de stat în Ministerul Mediului și copreședinte la ALDE. Vă rog, domnul Petcu, să ne spuneți pentru telespectatorii noștri ce înseamnă ALDE. ALDE este o formațiune politică născută, așa cum probabil unii dintre noi să știu, prin fuziunea celor două partide, PLR și PC. ALDE, să dăm denumirea completă, este Alianța Liberalilor și Democraților din România. Vă mulțumesc! De asemenea, invitați în cadrul emisiunii noastre, mai sunt și elevii, Titișină Ninel. Bine ai venit, Ninel! Mulțumesc. Nu aveai emoții, vorbește mai tare, Ninel! Mulțumesc! Căpran Mirel. Bine ai venit, Mirel! Și Moraru Tiberiu. Bine ai venit, Tibi. Ești mai micu și trebuie să fii mai îndrăzneț. Trebuie să menționez faptul că toți trei sunt la școala de fotbal Speranțele Giurgiuvene. Înainte de a deschide discuția cu invitații noștri, stimați spectatori, vă anunț cu plăcere faptul că finalele cupei Sfânta Maria se vor desfășura mâine, 14 august, pe terenul 2 de la Complexul Sportiv Marina Nastasovici. De la ora 9:30, finala mică dintre Speranțele Giurgiuvene Malu și Voința Slobozia, iar finala mare la ora 10:30 între formațiile Speranțele Giurgiuvene Giurgiu și Speranțele Giurgiuvene Băneasa. După finala mare va avea loc festivitatea de premiere. La acest eveniment și-au anunțat participarea multe personalități ale orașului nostru și județului nostru. Bineînțeles, stimați spectatori, vă așteptăm și pe dumneavoastră. În emisiunea viitoare, bineînțeles, vă vom prezenta imagini de la desfășurarea acestei competiții. Trebuie menționat faptul că această competiție a fost organizată de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Stimați telespectatori, vă rog să trimiteți mesaje la numărul afișat pe ecran pentru a pune întrebări legate de emisiunea noastră. Domnule Petcu, ce părere aveți de organizarea acestei cupe Sfânta Maria adresată copiilor noștri? Vă spun sincer că, în primul rând, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mă bucură faptul că m-ați invitat la o asemenea emisiune unde avem posibilitatea să stăm de vorbă și cu copii, un lucru necesar și eu sper ca pe viitor să devină o practică. Mi-aduc aminte încă de când eram de vârsta lor ce mult însemna mișcarea în general pentru mine ca și copil și pentru activitatea mea curentă de zi cu zi. Noi în acea perioadă nu aveam posibilitățile care există la ora actuală pentru copii de distracție, de amuzament, de relaxare și eram tot timpul ieșiți afară. Aproape tângeam să fie cineva care să organizeze astfel de acțiuni cum organizează dumneavoastră mâine și mă bucur și vă felicit pentru inițiativă. Vă mulțumim mult de tot. La un moment dat ne organizam noi meciuri de fotbal copii între noi, pe străzi, pe cartiere, ad hoc. Ne făceam singur acest lucru și vă spun sincer că mi-aduce o bucurie și o plăcere mult sigur mai mare decât aceea de a mă duce la școală de zi cu zi. Dar asta e un subiect care nu vreau să-l dezbat copiii de față, că nu vreau să-i duc pe altă pistă. Dar vă spun sincer că este o inițiativă lăudabilă, o inițiativă pe care sper ca și alte persoane care au posibilitatea și sunt conducătorii orașului și ai județului și au posibilitatea să organizeze, să facă acest lucru. Că vorbim pe școli, că vorbim pe zone ale orașului, că vorbim pe categorii de vârstă, oricum s-ar pune problema, important este să se facă. Și în special pentru copii. Sunt beneficii copiilor, în primul rând. Pentru copii, pentru mai ales că sunt în vacanță acum și în perioada de vacanță e mai ușor să-i strângi, să-i pui la o activitate, mai ales că au o perioadă destul de mare de inactivitate școlară și cred că acest lucru ar conta foarte mult. Sper că primul semnal pe care ați dat dumneavoastră să fie continuat pe termen lung și încă o dată vă felicit pentru inițiativă. Vă mulțumim mult de tot. Ați deschis discuția despre sportul pe care îl practicați dumneavoastră când erați mic. Ce sport ați practicat, domnul Petru? Bineînțeles, ce sport puteam să practicăm noi în Giurgiu la vremea respectivă decât fotbalul. Mi-aduc aminte cu plăcere că am jucat din clasa 4-a până între a 8-a, mai puțin ultimul trimestru din a 8-a, pentru că a trebuit să mă pregătesc pentru liceu. Am jucat la echipa de copii și juniori a Dunărea Giurgiu. La vremea aceea aveam doi antrenori, oameni cunoscuți în fotbalul giurgiuvean, domnul Vasile Mustață și domnul Viorel Leșanu.
o echipă bună, o generație bună, o generație din care au mai făcut parte câțiva jucători destul de renumiți de-a lungul timpului și în Giurgiu și nu numai, și mă refer în primul rând la frații Croitoru, Maru și Florin, frații Coldea, care îi cunoașteți probabil foarte sigur bine. Aveam portar pe ureche, care fotbaliștii noștri giurgiuveni sunt obișnuiți cu el și îl cunosc foarte bine, mai ales că știu că și acum mai practică acest sport. Deci avem o echipă destul de bună, bine închegată. Pichii, mi-aduc aminte, pentru cei care cunosc copiii și juniorii, din ce avem. Avem o echipă bună, la un moment dat chiar jucam la nivelul de junior cu Steaua, Dinamo, da, Junior Republican. De Junior Republican. Da. Jucam cu aceste echipe și mi-aduc aminte cu plăcere că abia așteptam să vină autocarul să ne ia fie de la stadion, de la Marina Anastasovici și atunci și acum, să vină să ne ia de la stadion și să plecăm, nu știu, unde jucam, la București, la Râmnicu Vâlcea, la Galați Brăila, acestea erau seriile noastre, da, seriile noastre din zona noastră. Da, da. Am jucat cu plăcere, am jucat pe un post de fundaj liber, la marcaj și la închidere de foarte multe ori. Posturi cu responsabilitate. Da, posturi cu responsabilitate, aveam și un fizic mai dezvoltat, nu ca acum, dezvoltat în sensul bun, în acea perioadă și beneficiam de aceste aturi și jucam pe aceste posturi. Mi-a făcut plăcere să joc, îmi face plăcere să-mi aduc aminte și acum de aceste lucruri. Mai am obiceiul ca o serie, cu o serie de prieteni de-ai mei și colegi din politică să mai jucăm sâmbătă, duminică, în funcție de programul fiecăruia, un fotbal, într-adevăr, la nivel de miuț acum, nu la nivelul de anii anteriori. Tenisul cu piciorul mi-a plăcut foarte mult, dar nu era un sport înregimentat, ci doar o pasiune, o plăcere așa. Deci am făcut multă mișcare când eram mic, pentru că aveam timpul necesar și mai ales, repet, n-aveam aceste posibilități pe care vremurile de astăzi le oferă și special tehnologia. Mă bucur că asemenea inițiativă de a scoate copiii din casă, de a-i rupe de televizor, de tabletă, de telefon, de calculator, sunt foarte dezvoltate și ar trebui să fie mult mai dezvoltate. Când ești tânăr, este foarte importantă mișcarea, știm bine dictonul latin, mens sana in corpore sana. Minte sănătoasă în corp sănătos. Dacă nu facem această mișcare, dacă nu, practic e o acțiune, o activitate și civică și de educare și în același timp de sănătate. Sigur. Foarte necesară și mă bucur de inițiativă și repet, sper ca ea să fie continuată și de alte autorități publice locale care au posibilitatea să facă acest lucru și pârghile necesare. Sunt sigur că nu sunt activități foarte costisitoare și care n-ar aduce mari găuri la bugetul. Nu sunt costisitoare, dar trebuie interes. Trebuie să fie cineva care și-și asume, să pună suflet, să o facă, sprijin, trebuie să aibă sprijin și să fie de acord aici acele autorități, astfel încât să vedem, repet, și eu speram ca în această perioadă de vară să fie cât mai multe activități. Vorbim de fotbal pentru că m-ați întrebat, dar paleta poate fi foarte largă. Indiferent de sport. Spre deosebire de perioada noastră și vorbesc de până în Revoluție, pentru că la Revoluție aveam 13 ani de zile, perioada noastră atunci eram cam limitați. Fotbalul era cam singurul și principal, atletismul pe aici, colo, handbalul, basketul incipient, dar acum fotbalul era predominant. Acum sunt o mulțime de variante și de opțiuni. Da. Important ca ele să fie puse în aplicare și fiecare copil să se ducă acolo unde se simte bine, și ca mișcare, și ca sport practicat, dar și ca grup. Pentru că, vă spun foarte sincer, în acele deplasări ne legam foarte mult grupurile. Apropo că mi-am să aminte un nume și nu vreau să o colesc, tot în generația noastră, care poate, eu știu, sunt subiectiv și pot să spun că era de aur, a făcea parte și Virgil Ascarache. Un fotbalist foarte valoros al nostru, care a ajuns inclusiv la Steaua. Deci, repet, am avut ocazia, nefiind printre cei mai de seamă din acea generație, dar am avut ocazia să joc cu ei, eram titular în acea perioadă și personal m-a bucurat foarte mult că am putut să joc într-o asemenea echipă. Mi-a plăcut, îmi place în continuare, sunt iubitor al fotbalului, din păcate chiar și să mă uit la fotbal nu mai am pe același timp, pentru că sunt implicat în alte activități, dar când am ocazia, inclusiv aseară, și sunt convins că și dumneavoastră ați participat la meci, toată lumea s-a bucurat de acel rezultat. Este un fenomen, este un lucru bun pentru Giurgiu, pentru că la ora actuală să ai o echipă de asemenea nivel, trebuie să ne mândrim. Și e merită multora din Giurgiu, dintre care pot să vă spun cu tărie că și Susenoată a contribuit foarte mult la ceea ce se întâmplă la ora actuală la stadionul Marina Anastasovici. Da, din păcate, domnul Petcu, la primul gol al Stelei, care a fost anulat, mai mult de jumătate din stadion s-au ridicat și s-au bucurat. Și ce se întâmplă, Remus, trebuie să recunoaștem, Giurgiu e cam o enclavă stelistă, datorită faptului că am fost aproape de București, chestia asta cu armata, e o enclavă stelistă, Giurgiu, dacă am face un sondaj, cred că
Steaua ar domina peste 70%. Peste 70%, da, aceeași estimare o am și eu. Da. Și e clar că, până la urmă, iubirea nu poți să ai. Chiar dacă acum sunt probleme la club, conducerea clubului are altă viziune, se comportă așa cum se comportă, părea mea că niște greșeli. Trebuia să faci orice efort financiar să-ți păstrezi numele și palmaresul, adică până la urmă istoria e totul pentru tine. Poți de mâine să te numești oricum și să pleci de la zero, să faci un lucru nou. Dar e un lucru nou, nu este cel vechi. Una este un lucru cu istorie și să-l dezvolți, și alta este să renunți pentru o ambiție, că nu cred că problemele financiare erau atât de mari la GGB Cali încât să nu-și permită un compromis. Ok, au greșit sau poate ăia l-au păcălit, nu contează. Dar trebuia să insiste neapărat să mențină clubul așa cum este și cu denumire și cu palmares și cred că suporterii care ar fi stat lângă echipă ar fi reușit să împingă mai mult Steaua mai departe și în general nu mă refer că până la urmă dă bine de rău a câștigat campionat. Da. Vorbesc ca un stelist ca să știe toată lumea să nu fie. Vorbesc de istorie, o vorbă spune că cine și uită istoria merită să le trăiască. Eu mi-aș dori ca Steaua să le trăiască istoria. E foarte greu și de asta spun că cred că dacă ar fi avut suporterii aproape, acum am fi asistat, sper eu, la o calificare cu Partizan, a fost foarte aproape. Din păcate, un jucător care a fost neinspirat în ziua aia ne-a scos din joc, dar repet, Steaua era foarte aproape să califice și dacă ar fi avut suporterii alături și la și în țară, cred că și în deplasare alte ar fi avut situația succesul necesar, pentru că repet, Liga Campionilor este ceea ce ne dorim cu toții. Și ați văzut Supercupa, numai de vreme de acum două zile. Da, Barcelona cu Sevilla. Da, să vorbim serios. Sigur. Acum am să întreb pe mai tinerii mei invitați, de ce au ales ca sport fotbalul și de ce la Speranțele Giurgiuvene? Ninel? Am ales fotbalul pentru că este o pasiune, este un fotbal, un fenomen social în care poți practica mișcarea, poți să te dezvolți foarte mult. Bravo. Este un joc care te învață să pierzi, să câștigi, foarte îți dă ambiția, foarte frumos, să treci peste momentul acela greu, să te încăpățânești, să zici pot și să termin. Foarte frumos, ce copii deștepți. Și bravo. să termin cu bine acea. Foarte bine. Realizare. Foarte bine, Inel. Frumos ai vorbit. Foarte bine. Mulțumesc. Mirel? Am ales fotbalul deoarece este un sport. Un sport de echipă. Bun. Sigur că da. Ne învață să pierdem și să câștigăm. Foarte bine. Sigur că este foarte important lucrul ăsta. Sigur. Da. Și de ce la Speranțele Giurgiuvene? Pentru că ai avut șansa. Da. Da? Tibi, de ce ai ales ca sport fotbalul? Fiindcă este un sport de echipă. Foarte bine, Tibi, și bravo. Și m-a atras de mic. Foarte bine, foarte bine. Trebuie să vă spun că Tibi este un tip foarte ambițios. Cât ai, Tibi? 9 anișori, nu? Da. 9 anișori are, da. Este un tip foarte bătăios. Singurul lucru pe care îl reproșesc și lui ca și unui alt invitat dinainte de seamă cu el, este foarte ambițios, în sensul că nu prea se bagă în seamă cu oricine, este greu de intrat în discuție cu el, dar ușor, ușor sper să-l descongestionăm și să se adapteze antrenamentelor. Nu-i așa, Tibi? Da. Ademus, lucrând copii, probabil că ai observat personalitatea copilului. Sigur că da. Este diferită de la copil la copil. Este mult mai puternică decât cea noastră pe vremuri. Noi treceam repede de la o stare la alta, de la o fază la alta. Personalitatea și modul în care ei cresc la ora actuală și, până la urmă, ambiția și orgoliu e cu totul altă față de cel care le aveam noi la acele vârstă pe care Tibi. Da. Acum, domnul Petcu, vă întreb, cum ați găsit dumneavoastră Ministerul Mediului și cum v-ați adaptat? Pentru că pentru noi, ca giurgiuveni, este o mândrie să avem pe cineva acolo. Știți ce se întâmplă? Ministerul Mediului este un minister și foarte important și, până la urmă, pot să spun că reprezintă un factor cheie, mediu, pentru sănătatea noastră, că tot vorbim de mișcare și de sănătate. Și cred că lucrurile au fost puțin așa de-a lungul timpului amânate, să spunem, dacă nu neapărat abandonate, dar amânate, mutate de pe o zi pe alta. Sau tot timpul s-au găsit soluții de compromis, de avarii. Și aici vorbesc de ultimii 25 de ani, pentru că Ministerul Mediului a fost înființat în 91, până înainte de 90. Practic nu există un minister al mediului. Și atunci când a fost înființat în 91, fiind într-o stare incipientă, toate lucrurile au fost așa, să zicem, mutate de la o perioadă la alta. Dar pot să vă spun cu siguranță că ceea ce am găsit eu în cadrul Ministerului și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, am găsit foarte mulți oameni bine pregătiți, profesioniști. România, cu siguranță, are oameni capabili în continuare
care pot da, să dea României energia și puterea necesară să se dezvolte și în același sens să și conserve, să și păstreze un mediu cât mai curat, cât mai sănătos și de asemenea să dezvolte foarte multe activități. Sunt multe lucruri de reglat, avem o colaborare intensă și avem tot timpul, să spunem, o legătură permanentă cu Comisia Europeană. Practic, Ministerul Mediului este ministerul cel mai monitorizat de către Comisia Europeană, pentru că factorul de mediu la nivel european și global, până la urmă, este unul, cum să spun, legat, strâns legat și puternic de cel al sănătății globale al întregii omeniri. Și trebuie să ținem cont foarte mult de mediu, trebuie să ținem cont de factorii de mediu care ne pot perturba sănătatea și ce putem să facem să îmbunătățim acest lucru, dar fără să omorâm, fără să demolăm până la urmă economia care mai există și care mai supraviețuiește la ora asta în România. Pot să spun că l-am găsit într-o stare bună, dar sunt multe lucruri de făcut, de îmbunătățit, lucruri noi care apar. Este o provocare și pentru mine personal este o mândrie, dar nu doar o mândrie, este responsabilitate. O responsabilitate fantastică pe care o am în această funcție și sper ca până la încheierea mandatului, atât cât o fi el, să reprezint într-adevăr cu cinste giurgiuvenii, să las ceva în urma mea la nivel național, pentru că funcția fiind la nivel național trebuie să mă raportez la nivel național, dar mă sigur vă spun că îmi doresc să las foarte multe lucruri în urmă și ceea ce privește Giurgiu, orașul și județul nostru, pentru că eu după ce o să plec de acolo tot aici mă întorc, mai ales că eu chiar nu pot să rămân în București, în fiecare seară vin în Giurgiu, pentru că nu știu, dacă nu dorm eu acasă pe perna mea, parcă nu mă simt bine, cu toate că București oferă multe variante de a rămâne și a locui acolo, dar prefer totuși Giurgiu și fac în fiecare seară naveta, chiar dacă trebuie să mă întorc la ora 12 noaptea să fiu pe drum, fac acest lucru pentru că îmi face plăcere să mă întorc. Înțeleg că v-ați adaptat foarte bine și vin în completarea dumneavoastră, o vorbă românească veche spune că dă-le copilor tăi două lucruri, rădăcini și apoi aripile. Așa este. Dumneavoastră nu v-ați uitat rădăcinile și... Am avut ocazia ca aceste rădăcini să fie sănătoase, am avut ocazia ca în viața mea, dar parcursul vieții mele, atât cât este ea până acum, să întâlnesc mulți oameni sănătoși de la care am avut ce să învăț, i-am ascultat și sper ca și copiii să facă acest lucru. Sigur. Trebuie să te bucuri atunci când ai un profesor pe orice domeniu, că vorbim de sport, de sănătate, de cultură, de învățământ, trebuie să îți asculți profesorul și să înveți de la el tot ce are mai bun, să fii foarte receptiv, atent și aceste lucruri să le ții minte mai departe și să le transpui în viața de zi cu zi. Pot să spun că datorită acestor lucruri, pentru vârsta mea, nu sunt foarte bătrân, am 37 de ani. Și fără să mă laud, sunt un tip care nu-mi place să mă laud, dar pot să spun că sunt un tip de succes până acum. Și am reușit acest lucru pentru că am fost echilibrat în viață și atunci când mi-a plăcut să fac sport, l-am făcut și n-am avut, am jucat imediat și după liceu încă 2 ani de zile, n-am avut alte perturbări în viața mea de zi cu zi. Când a trebuit să învăț în momentele cheie și mi-am dat seama că din sport nu o să pot să performez atât de mult cât aș performa din învățământ, am axat-o pe școală și mi-am făcut un liceu în Giurgiu, la liceu de chimie, o secție de hidrotehnică. Ulterior m-am dus la facultatea de construcții, tot secția de hidrotehnică, inginerie sanitară și protecția mediului, de-aia probabil că sunt și calificat să fiu acolo. Ulterior un masterat, deci de fiecare dată mi-am urmărit atent pașii, am muncit pentru ei, am perseverat, am avut ambiție, pentru că fără ambiție nu reușim pe niciun domeniu și pot să spun că toate aceste lucruri cu care am plecat de când eram de vârsta lui Tibi m-au ajutat mai departe și și-au pus amprenta asupra carierei și evoluției mele și personale și familială, pentru că familia e foarte importantă. Cea mai importantă. E echilibrul de care avem nevoie. Sigur că da. Vă întreb acum, ce reprezintă politica pentru dumneavoastră? Reprezintă mai mult o pasiune decât o necesitate. Am avut multe momente în viață în care am stat în cumpănă dacă să mai activez politic, să mai practic politică sau să mă retrag. N-am făcut-o pentru că mi-am dat seama eu, după mai multe lupte interioare și întrebări și răspunsuri personale, că îmi place destul de mult politica. M-am apreciat că am capacitățile necesare să fac politică și vreau să rămân fenomenul politic în viață, în continuare. Cred că politica nu este un lucru atât de rău pe cât se încearcă la ora actuală să se transpună în media generală. Într-adevăr, sunt oameni care au făcut politică doar din interes și din dorințe personale. Dar acum nu trebuie să mergem pe particularitățile sau pe cazurile singulare și să transpunem în general. Eu sper ca mediul politic ușor-ușor, ca să revenim la mișcare și sănătate, să devină unul sănătos. Mediul politic are nevoie să devină sănătos.
sper ca această premenire de generație care să tot practică de câțiva ani de zile și sunt convins că și în perioada următoare se va practica, această schimbare de generație să fie una sănătoasă, să vină oameni capabili, pregătiți, care să... Asta vreau să vă întreb, la următoarea întrebare. Ce ați schimbat dumneavoastră în politica actuală? Aș profesionaliza-o. Aș încerca ca politica să fie o profesie, să fie ca un lucru pe care cum faceți dumneavoastră. Nu îmi place fotbalul, da? Asta e profesia mea, asta mă pricepe foarte bine. Dacă reușim ca și în politică oamenii să fie profesioniști și să practice acest lucru ca și un profesionist, nu ca un amator sau ca o persoană interesată, s-a venit cu alte, cu alte cred gânduri. Că acest lucru s-a reușit și acest lucru pleacă în primul rând de la oamenii care îi promovezi în politică, ce backup au, ce pregătire administrativă, profesională, ce situația familială contează foarte mult și cum se comportă și în mediul, ci în mediul lor, acolo unde trăiesc, în comunitatea lor. Deci toate aceste lucruri ar trebui promovate și ușor, ușor puse în aplicare. Nu este suficient ca tinerii, cum este și cazul meu, să vină în politică la vârf. Că pot fi tineri care sunt deformați, care au anumite sincope, care se comportă ca cei în vârstă sau poate chiar mai rău. Deci nu este suficient să fii tânăr și să fii pus în față. E nevoie ca în spate să ai multe lucruri importante, așa cum v-am enumerat mai întâi. Da, dumneavoastră ați enumerat câteva calități ale unui politician extraordinar de necesare. Dar, după părerea mea, cel mai important lucru pentru viitoarea viața unui politician este să reprezinte ceva, faptele. În momentul în care se prezintă la alegeri, să spună, da, eu, ca să vin să ocup acest scaun de politician, am făcut următoarele lucruri. Am ajutat copiii, am din bani proprii, nu din bani comunitari, că atunci... Exact ce v-am spus, este vorba de backup-ul care l-ai în spate. Ce ai făcut până în momentul în care ești promovat sau vrei să te promovezi prin alegeri pentru o funcție? Spune, care este backup-ul? Ce etape ai parcurs? Ce ai făcut până atunci? Ce știe lumea despre tine? Ce știu oamenii din comunitatea ta despre tine? Da. Toate aceste lucruri sunt importante și dacă ai fost unul implicat, care ai ajutat comunitatea, care ai făcut lucruri bune, fără a fi vădit interesat pe moment de a obține un lucru, un beneficiu, cred că aceste lucruri vor conta până la urmă. Eu vă spun că electoratul în general, dar și electoratul nostru giurgiovean, s-a modernizat. Ca să nu spun altceva, că nu cred că chiar nu vreau să jignesc pe nimeni, dar s-a modernizat. Sigur. Gândește altfel, vede lucrurile altfel, alege altfel și vă spun că aceste lucruri vor conta foarte mult în următoarele alegeri. Eu sper ca acea schimbare politică radicală de care avem nevoie să se producă în 2016 și nu mă refer la partide, pentru că nu partidele fac schimbarea, ci oamenii care sunt promovați. Nu contează ce partide, poate fi orice partid. Important ca oamenii care îi promovează un partid să fie cei mai potriviți. Oameni de calitate. Oameni de calitate. Cei mai potriviți, să aibă calitățile necesare. Da. Întreb acum pe tinerii mei invitați. Vă întreb, ați fost la meci aseară. Cum vi s-a părut meciul, drăguții mei? O partidă foarte echilibrată. Ambele echipe au avut un joc foarte bun. Unele greșeli de arbitraj, nu atât de mari, dar meciul a fost foarte frumos. Mirel? Mi s-a părut foarte bun jocul Astrei și arbitrajul a fost destul de bun. Ești stelist sau... Nu. Steliștii tocmai n-au spus lucrul ăsta. Da. Și una peste alta, Mirel, a fost bine, cum a spus și Mudică. Asta e viața. TV, cum ți-a părut meciul? Mie mi s-a părut un meci foarte frumos, deoarece am fost foarte dezamăgit de arbitrajul lui Costescu. Aha, tu ești stelist? Da. A, din cauza asta. Da, da, da. Și una peste alta, cum ți-a părut atmosfera în tribune? Foarte frumos. Foarte frumoasă atmosfera în tribune. Am văzut că te-ai foarte supărat, de trei de mâini. Am fost cu tine la meci, am fost împreună, de fapt. Da. Da. Domnule Petcu, vă întreb acum, care a fost lecția cea mai importantă pe care ați învățat-o de când v-ați implicat în politică? Lecția cea mai importantă? Sunt mai multe. Dar cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este aceea că trebuie să fii convins că cel care îi vorbește, adică electoratul, cel pentru care tu te adresezi, că ai, de asta faci politică, da? Să te adresezi unui electorat și să creadă în tine, să te asculte și să te urmeze. Cei cu care intri în contact, electoratul, țin minte,
au capacitatea să facă o analiză și ce este cel mai important să nu-i minți. Dacă vii și într-un timp scurt le spui două, trei lucruri diferite, vor ține minte. Vor analiza și spune, dom'le, dar domnul Petcu acum pe ceva timp ne-a spus altceva. De ce vine peste un an, peste o jumătate de an sau doi ani și ne spune altceva? Lecția pe care am primit-o în politică, să spun așa, este aceea că cel mai bine este să încerci să fii deschis și să răspunzi tranșant, să fii sincer, să pui tot ce e mai bun la dispoziția cetățenilor, la dispoziția oamenilor, ca ei să aibă încrederea necesară în tine să te urmeze. Pe termen scurt, s-ar putea, jonglând anumite vorbe sau fapte de moment, să ne urmeze oamenii. Dar dacă nu avem o consistență pe termen lung, dacă nu avem o capacitate să fim constanți și să ne păstrăm o promisiune, indiferent de condițiile care apar. Eu pot să vă promit dumneavoastră ceva astăzi, dar promisiunea mea se aplică peste un an de zile. Într-un an de zile pot apărea mulți factori care să mă determine pe mine să-mi schimb promisiune. Important, dacă eu am capacitatea necesară, să rămân pe poziție și promisiunea să-mi o păstrez și peste un an de zile. Aceste lucruri sunt foarte importante și cred că ele vor fi cele mai urmărite și monitorizate de către electorat, de către cei care ne votează. Ele sunt cei care contează până la urmă. Da, lecții mai mici am primit, că niciodată în politică știu cum să spunem, să nu spui niciodată, este posibil ca prietenii de astăzi să fie partenerii de mâine, dar astea sunt lecții uzuale care țin mai mult de alianțele și de combinațiile politice. Da. Lecția politică importantă pe care un politician trebuie să o știe este cea legată de electorat. Aceea că electoratul are memorie, nu are memorie nici scurtă, nici selectivă și faptul că nu ți acceptă foarte ușor să treci de pe o poziție pe alta. Nu poți să spui astăzi că iubești foarte mult un lucru sau o anumită, un anumit tip de acțiune și peste 6 luni de zile sau o lună să vii și să-l dezavuezi. Aceste lucruri te decredibilizează în primul rând ca om și te scot în circuit. O faci astăzi, o faci mâine, o faci și o perioadă, după care ușor, ușor lumea își formează o părere despre tine și spune, bă, nici nu contează ce partid reprezintă, dar el ca persoană nu e ok. Sigur. Un filozof, o persoană importantă spunea că politica este o treabă prea complicată ca să fie lăsată pe mâna politicienilor. Și asta am spus-o pentru că am citit un mesaj pe care îl citesc, un mesaj pe care l-am primit, se adresează dumneavoastră, domnule Petcu. Ce părere aveți despre sindicate și sindicaliști? Am fost la începutul activității mele, ca așa în viață trebuie să treci prin toate, dar s-am spus că poate să tip destul de complet la vârsta mea. Am fost la începutul activității mele în cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale, APDF mai scurt pentru dumneavoastră și telespectatori, am fost și lider de sindicat, vicepreședinte mai exact. Și vă spun sincer că activitatea sindicală în România a fost lăbită de-a lungul timpului pentru că ăsta a fost interesul. Interesul al politicienilor pe de parte și în același timp interesul, să spunem, al puterii, al conducerii executive al statului, pentru că un sindicat slab îți dă posibilitatea sau societate civilă până la urmă slabă îți dă ție posibilitatea să faci tot ceea ce vrei. Eu cu sindicatele, peste tot unde am lucrat și am avut foarte mulți oameni și când eram la Navrom și la Skype aveam aproape 1000 de oameni în sindicat, aveam 3 sindicate, ulterior și când am fost la Avas și acum, la ora actuală, în cadrul agenției, lucrez tot așa cu 3 sindicate, pentru că vedeți și aici a fost o strategie de a diviza până la urmă toate aceste sindicate, că e mai ușor să-i conduci pe bucăți decât să-i pui la un loc. Eu de fiecare dată i-am susținut și am încercat să fiu partenerul lor, pentru că le-am spus foarte clar, atunci când eu ca director, ca manager, ca președinte de agenție, secretar de stat, ce sunt, nu pot să fac un lucru, în mod sigur ei pot să-l facă ca sindicate și pot să prezinte public anumite activități. Eu sper că aceste acțiuni ale sindicatelor și ale societății civile, până la urmă, să fie mult mai nuanțate, mai susținute de către clasa politică, pentru că, la ora actuală, mișcarea sindicală este foarte puternică înspre partea de administrație publică, locală și centrală, pentru că partea de economică, partea privată, este foarte slabă în România, nu are un segment puternic. Avem foarte multe multinaționale care de regulă nu prea permit sindicate în cadrul lor, companii care au fost privatizate și care le-au cumpărat străinii și de asemenea nu acceptă sindicate și au grijă să îi desfințeze foarte repede și la ora actuală singurele sindicate care au mai rămas și mai mișcă ceva și mai sunt active sunt cele din partea administrativă, partea publică.
și încearcă de fiecare dată să se reprezinte pe ei. Într-adevăr, unele beneficii, cum ar fi salariul minim sau mediu, se aplică și în partea privată atunci când sunt mărite. Dar problemele sunt total diferite pe care le au sindicatele de mediu privat față cele din administrația publică. Și vă spun acest lucru ca o persoană care a lucrat cu ambele tipuri de sindicate. Acum lucrez cu cele din administrația publică și am lucrat 4 ani de zile cu cele din privat. Sunt tipuri de activități diferite și probleme diferite. Dacă la ora actuală în partea privată vorbim de foarte mulți oameni, lucrători și sindicaliști care au probleme cu încasarea la timp a salariilor și acolo este problema cea mai spinoasă lor, în partea cealaltă, în partea administrativă, în partea administrației publice, locale și centrale, nu vorbim de o problemă a încasării la timp a retribuțiilor, dar vorbim în timp de cuantumul lor, de anumite drepturi, de activitate și așa mai departe. Sunt două tipuri diferite, fundamentale de la care plecăm. Pentru că mediul privat este să mișcă foarte greu. Și nu noi, toată Europa, toată lumea, criza economică încă se simte la ora actuală. Mediul privat se mișcă greu pentru că încasează greu, plătește greu, are activitatea economică îngreunată, în schimb ce partea de stat are o problemă cu cuantumul acestor salarii. Da, da, domnul Petcu, fac și eu o mică, spun și eu părerea mea. Pe timpul domnului Băsescu, unde au fost sindicatele noastre? Au fost mai active, dacă urmăriți foarte bine, sfârșitul anului 2011, începutul 2012. Da, cu polițiștii care după care au dat afară. Polițiștii care au fost primii, dacă se simțea ușor-ușor slăbirea guvernului Boc și faptul că mai devreme sau mai târziu vor pierde guvernarea. Au fost, atunci au fost mai active. Da, da, da. În rest, o bună perioadă de timp au fost ținute la zid, la gard. Și dacă vă uitați așa, să vorbim mai românește, la gard, vă uitați cum au fost ținute? Gândiți-vă câte arestări au fost în perioada 2008-2011 ale liderilor de sindicat. Eu nu spun că poate n-au greșit. Garantați tu la asta și plătesc. Dar au fost arestați atunci pentru a fi atenționați. Și pentru că era singura formă de presiune prin care puteai să ții în locul lor. Și a ținut în presiune, pentru că știți cum e, liderul sindicatul se mișcă după un lider. De-aia are liderul sindicat. Dacă liderul sindicat stabilește ca să avem meeting, să strâng. Mai greu vedem noi acțiuni de-astea ad hoc ale sindicaliștilor care să o facă peste lider. Și atunci au fost grijă ca anumite fie negocieri personale în care liderii de sindicat să fie mulțumiți pentru ei sau familia lor, fie aia care n-au făcut lucrul ăsta au fost puși la zid într-un fel. Și atunci au fost stopați foarte mult. Nemulțumirile oamenilor erau foarte mari și atunci, pentru că îmi amintesc foarte bine, lucram în privat, dar prin activitatea mea politică de la acea vreme, fiind președintele organizației municipale PNL, discutam cu foarte mulți oameni și din oraș și din afara orașului. Oamenii erau nemulțumiți și atunci. Dar n-avea curaj cineva să vină să-și asume, bă, eu ca lider sindicat, de mâine ieșim și demonstrăm împotriva guvernului. Oamenii erau temători. Eu vă spun că aproape ajunsesem în acea perioadă se făceau comparații la vremea respectivă cu perioada ceaușistă. Mulți lideri, conducători, le era frică să-și asume ceva împotriva guvernului sau a președintelui. Și atunci au ezitat, să știți. Și de-aia activitatea sindicală a fost foarte slabă. Când s-a simțit că și guvernul și președintele vor avea o problemă în 2012 și vor pleca din scena politică, activitățile sindicale... Nici acum este prea activ. Nu, am văzut chiar activă. Chiar astăzi am văzut un meeting al celor de la Da, care au, mă rog, au spus niște mulțumiri. Să sperăm că este un început bun, că problema sindicatul... Important ca în urma lor, nu toate revendicările pot fi rezolvate, asta vă spun. Dar măcar să vadă Dar e important să ai un dialog, sigur. Dai niște soluții punctuale pentru fiecare revendicare și din alea se rezolvă cel puțin și jumătate din ele. Și atunci pot să spui că și acțiunea sindicală, dar și dialogul social au avut succes. Sigur, este foarte important lucrul acesta. Vă întreb acum, dragii mei, ce așteptați voi de la Cupa Sfânta Maria? După cum spuneam, finalele vor avea loc mâine. Așteptăm un rezultat pozitiv pentru noi. Sperăm să fie un meci frumos, cu multe goluri. Victoria să ne aparțină. Foarte frumos, sigur. Și să ne impunem să câștigăm cupa, medalii, da, oricum, diplome. Oricum pe mine veți primi, indiferent de rezultat. Mirel? Așteptăm să facem un joc bun, să ne impunem în fața celor de la Slobozia și să marcăm cât mai multe goluri. Tu fiind jucând de atac? Normal, că, da. Tu, TV, ce aștepți? Eu la o victorie, deoarece este prima mea cupă. Da, la care participi. Da. Da. Tu joci mijlocaș dreapta. Da.
depui foarte mult efort, este precoce pentru vârsta lui, foarte ambițios, alergă foarte mult. Când le dau ture de teren, el îl primii, în față. E mai ofensiv sau foarte defensiv? Ofensiv, se duce în atac, a învățat să facă învăluiri mai nou. Da, fotbalul de astăzi te învață să fii polivalent, adică să te duci și în față să fii ofensiv, dar trebuie să revii și în apărare, că altfel... Depinde de tactica pe care o adoptă antrenorul. Și de capacitatea de efort. Absolut, absolut. Asta o dobândi pe parcurs. Da. Am mai primit, domnul Petcu, un mesaj. Domnule Petcu, cum credeți că poate fi revigorat învățământul Giurgiuvean, Vasi? Aici este o problemă. E o problemă și o problemă serioasă, pentru că învățământul și ca și sănătatea sunt obiectivele cheie. Dacă cele mai importante. O nație nu are, în primul rând, sănătate, apoi învățământ, și din învățământ derivă și cultură. Și educația. Și, da, și educația și cultura, dar învățământul, că învățământul le include pe amândouă. Dacă nu avem aceste lucruri, practic nu mai existăm, ne desființăm. Învățământul Giurgiuvean are o criză serioasă de profesori și nu vreau să supăr profesorii, n-am, în contra, foarte mulți prieteni acolo și îi apreciez, dar cred că nivelul didactic din Giurgiu trebuie ridicat, trebuie profesionalizat și el. Și în primul rând aici trebuie să plecăm de la, și mă bucur că am văzut și astăzi niște activități ale instituțiilor ale statului, Uniunii Sociale ale Statului, care vin și demască anumite acțiuni și activități prin care, prin metode ilicite, au ajuns anumiți profesori titulari sau alții. Da, trebuie să menționăm faptul că 65 de profesori din județul nostru sunt anchetați. Aia e legat de BAC și e și acolo e o problemă delicată. Dar, repet, dacă vom reuși să pregătim corpul didactic, și aici este iar, e o instituție de care se vorbește foarte puțin, casa corpului didactic. Dacă ea nu devine o instituție profesionistă, bine pregătită și care să ne formeze, pentru că învățământul de bază e foarte important, 1-4, contează și 4-8 și 8-12, care e nivelul maxim până la care putem să aplicăm în Giurgiu. Dar dacă nu plecăm de la bază cu oameni foarte bine pregătiți, cum să spun, dornici, care să înțeleagă foarte bine cum, nu cum trebuie, pentru că ei știu lucrul ăsta, dar să înțeleagă foarte bine necesitatea de a se implica în educația unui copil. Da, da, domnul Petru, pentru a fi implicat trebuie să fie și remunerați pe măsură. Aici sunt de acord, dar cred că în ultima perioadă, dacă ați analizat, profesorii nu mai sunt la fel de prost plătiți ca altă dată. Nu sunt nici cel mai bine. Nu, de ajuns, dar nici prost. În punctul meu de vedere, vorbind de cele două instituții cheie, sănătate și învățământ, ar trebui să fie printre cei mai bine plătiți din România. Nu sunt la ora actuală și sper că acest lucru să se realizeze, mai ales pentru că se lucrează la ora actuală la un proiect de lege de salarizare unică și vă spun, salariile pentru profesori și pentru cei de Ministerul Sănătății și în special din spitale vor fi foarte bune, motivante. Abia atunci poți să vii să ceri performanță, dar chiar și în condițiile astea s-ar putea să se ofere aceste salarii, dar să nu avem capacitatea, să nu avem oameni necesari să completăm locurile. Contează foarte mult și conducătorii instituțiilor, și aici mă refer în general la școli și licee, cum se zbat, cum aplică ei pentru nivelul de învățământ, pentru că nu este suficient să ai o școală în care să ai cei mai buni profesori, dar ei să fie blazați, cum nu este suficient ca să ai o școală unde profesorii să muncească de dimineață până seara, dar să aibă capacitatea să motiveze și să învețe copiii. De asemenea, trebuie să îmbinăm foarte mult activitățile extracurriculare cu cele care țin strict de culicura și de programa care o au cei de la Ministerul Învățământului. Toate aceste lucruri trebuie îmbinate, ca și mișcarea prin fotbal, de exemplu, să fie bine îmbinată și cu școala. Mai ales în faza în care copilul poate să facă acest lucru. Și mă refer în primii 8 ani de zile. Da. Dar, într-adevăr, la ora actuală și pe rezultatele care le-am avut în BAC, la BAC, Giurgiu se clasează printre ultimele și acest lucru trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți factorii. Chiar și la titularizarea profesorilor. Și un dezastru. Trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea, pentru mediul politic, pentru mediul administrativ, pentru cei care conduc la ora actuală și pentru instituțiile locale. Deocamdată văd că nu este un semnal de alarmă pentru nimeni. Nu s-a luat văd ce măsuri s-au luat. Deci neapărat, nu se poate. Vreau să spun, o vorbă spune așa, să te ferească Dumnezeu de un profesor slab pregătit. Pentru că așa vor fi și copiii, viitorul. Nu, ideea este că el transmite lucrul ăsta ca un virus. Un profesor slab, pregătit, transmite la 30 de copii. Și copiii cum? Poate are două clase și așa mai departe. Problema este că această pregătire a profesorilor trebuie să și ea să fie atent monitorizată. Noi ne uităm foarte mult la pregătirea copiilor, dar nu ne uităm și mai în spate la pregătirea acolo este baza, temelia. Pentru că dacă profesorii noștri ar fi bine pregătiți
motivați și sper că acest lucru să se rezolve cât mai mult și în același timp dorni să pregătească copii, cred că lucrurile ar putea fi rezolvate. Într-adevăr, mai e o problemă pe care și eu l-am întrebat pe inspectorul general, pe domnul Oprișan. Domnule, ce se întâmplă? De ce în Giurgiu a fost rezultatul atât de slab, mai ales la BAC? Și mi-a zis, domnule, principala problemă este că la noi din anii anteriori, și poate fi o speță, nu o cunoști, nu poți să dezvolt, dar motivația lui a fost una din motivații, domnule, din anii anteriori au venit foarte mulți elevi care n-au luat BAC-ul și s-au înscris în perioada. Dar asta nu mai în Giurgiu este valabil, în alte județe nu au fost? Păi nu, el vorbește de promovabilitatea vărată, de promovabilitate foarte slabă a Giurgiului din anii anteriori. Și au venit, s-au înscris foarte mulți la BAC anul ăsta, au dorit să ia BAC-ul și de fapt ei nu l-au luat că erau la fel de slab pregătiți ca și în anii anteriori. Și de aici a rezultat o rată, pentru că știți, cei care au terminat școala pot fi, nu știu, 5.000, s-au mai înscris 5.000 care au terminat în anii anteriori, dar n-au luat BAC-ul. Da, și în total ai avut 10.000 și din 10.000 ai 5.000 automat nu ți-a luat niciunul și din ăștia 5.000 ai mai avut. Și ăsta e singurul motiv pentru care... Nu știu, nu, eu nu cred că e singurul, eu vă spun, nu cred că e singurul. Cele mai importante sunt cele care vi le-am spus anterior. Nu, eu, din punctul meu de vedere, clar că nu e singur. Poate fi un motiv, dar nu este singurul și nu este cel mai important. Cel mai important este legat strict de profesori. Și cred că, în primul rând, profesorii ar trebui să fie motivați ca să nu aibă motive să spună, domnule, nu suntem motivați și nu o facem, cu toate că vă spun ceva. Dacă ți asumi un lucru și îmi asum, nu știu, cum am asumat, domnule, vreau să fiu politician sau vreau să fiu, nu știu, să fiu la Ministerul Mediului. Indiferent că îmi convine sau nu, îmi asum acest lucru și îl fac. La ora actuală, eu vă sunt foarte sincer, nici poziția mea pe care o am și o responsabilitate foarte mare nu este foarte bine renumerată. Dar nu vin să mă plâng de lucrul ăsta. Dacă îmi convine, rămân. Dacă sigur nu convine, da, plec. Sigur. Pentru că în momentul când toți și-au dorit să devină profesori, știau condițiile sigur care sunt. Ca da? Și politică, îmi convine bine, nu... Am acceptat, dar nu pot să vin să mă plâng și să spun că nu activez, da, și că nu educ copiii, că nu sunt bine plătit. Deci chiar n-aș dori să aud vreodată că un profesor ar face o asemenea afirmație, că ar fi foarte grav. Dacă mi-am asumat, trebuie să fac acest lucru. Sunt mulți în Giurgiu, mulți profesori și învățători foarte buni, dar sigur care fac, da, acest sigur lucru... Sunt foarte mulți chiar. Fac acest lucru din pasiune. Ei fac din pasiune. Probabil că și dacă ar fi plătit la jumate... De la fel ar face. Sau li s-ar dubla. Salariul ar face la fel sigur acest lucru, pentru sigur că la ei e o pasiune. Și în momentul când ești pasionat de acest lucru, îl faci indiferent de condiții. Sigur. Contează foarte mult condițiile alea pentru confortul tău și a familiei tale. Dar cu toate astea ai capacitatea să treci peste ele, pentru că pasiunea de a educa niște copii este mai mare decât ceea ce te uiți tu că câștigi. Cea mai importantă este pasiunea, suflet. În ceea ce... Dacă nu pui, nu vei sigur avea performanță în orice domeniu. Sigur. În orice domeniu. Da. Nu contează. Da. Întreb acum pe mai tinerii noștri invitați. Ce meserie doresc ei să îmbrățișeze atunci când vor fi mari? Eu îmi doresc meseria de a ajunge pompier. Da. Pentru că este un serviciu, un job, da, care este foarte bine plătit și îmi place să ajut lumea care este în pericol. Da, foarte frumos, foarte frumos. Mirel? Aș vrea să fiu polițist, deoarece... Doriți să-mi pas dreptatea? Da. Ești un băiat corect? Sigur. Tibi? Eu aș vrea să ajung un polițist. Sigur, este o meserie frumoasă. Da. Da. Și ce ai mai vrea tu concomitent cu meseria de polițist? Ce, locul 2 care ar fi? Fotbalul. Concomitent cu meseria de polițist, în particular să fii și fotbalist. Exact, da, ce spuneți, este un sport frumos, un sport care vă caracterizează pe toți trei, sunteți tipi ambițioși, sigur veți reuși să ajungeți ceea ce vă doriți în viață. Da, am primit mai multe mesaje de la Malu și a anunțat cineva prezența la Cupa Sfânta Maria. Da, l-am sunat pe domnul primar, Lușoavă, este posibil să vină și dumnealui mâine. Mă întreabă altceva, nu prea mai avem timp. Domnule Petcu, ce este demisia de onoare și de ce fug politicienii de ea? Ion Vasile. E greu cu demisia de onoare la noi în România. Da, eu vă spun că există demisia de onoare și cred că din punctul meu de vedere acest lucru ar trebui să fie o practică pentru politicieni. Nu demisia de onoare neapărat din activitatea politică, ci din cea administrativă. Eu am avut capacitatea ca atunci când nu mai m-am regăsit undeva într-o echipă să fac acest lucru și de-a lungul timpului am avut opțiunea de a pleca din anumite funcții cheie pe care le-am avut prin demisii. Și în mediul privat, și când am fost subprefect, cred că în momentul când s-a rupt USL-ul și a ieșit PNL-ul de la guvernare, am fost primul și cred că singurul
înalt funcționar public al statului, prefect sau subprefect în speță, care s-a dus și și-a depus la Ministerul de Interne solicitarea de întrerupere a detașării în funcția de înalt funcționar public în speță subprefect. Am solicitat acest lucru Ministrului de Interne. Au am acasă copie cu număr de înregistrare. Și am vrut să plec din acea funcție. Nu mai mă regăseam. Adică vă spun că există. Da. Nu e adevărat, există. Nu, asta este excepția care întâi regula. Nu, nu, ea trebuie să devină din ce în ce mai mult regulă și cred că va deveni. Da, normal, dar ne dorim asta. Nu trebuie să ne asumăm o demisie de onoare și să aruncăm foarte multe lucruri în haos. Trebuie să păstrăm un echilibru. Demisia de onoare nu trebuie văzut ca un obiect în care să bravăm, ca o acțiune în care să bravăm. Trebuie să dai o demisie de onoare într-un moment oportun și să iei în calcul toate consecințele care ar putea să apară în urma unei demisii de onoare pe care tu ți-o dai. Pentru că una e să dai demisia de onoare dintr-o funcție onorifică sau dintr-o funcție mică și alta e să dai demisia de onoare dintr-o funcție importantă în care complicațiile și implicațiile ulterioare pot fi dezavantajoase. Da. Alt mesaj pe care l-am primit. Ce părere aveți, domnule Gușă, despre situația de la Malu, unde alte echipe vor să ia munca de un an de zile cu acești copii talentați pe care i-ați format? Prefer să mă abțin, să nu comentez acest mesaj. Mulțumesc celui care l-a trimis, dar e bine să mă abțin totuși, nu acum. Nu are rost. Trebuie să știm să pierdem în viață. Așa. N-are importanță. Vă salut, domnul Remus, pe dumneavoastră și pe invitatul dumneavoastră, felicitări și dumnealui, care de fiecare dată vă urmăresc cu plăcere pentru ceea ce faceți pentru copii și am observat că ceea ce promiteți chiar faceți. Sper să aveți, sper ca și alții să urmeze exemplul dumneavoastră. Cu respect, Giuliano. Mulțumesc, Giuliano, și data, emisiunea trecută ne-a trimis un mesaj. Îl mulțumesc pentru aprecieri. Aveam să vă adresez o întrebare printre multe altele pe care nu am apucat să vi le adresez, dar mi se pare o întrebare foarte interesantă. Ce nu v-ați iertat niciodată în viață, domnule Petru? Ce nu mi-aș ierta niciodată? Da, adică o greșeală pe care ați putea să o faceți și nu v-ați ierta-o niciodată. Bine, acum știți cum sunt regretele sau lucrurile sunt care nu mi-aș ierta, pot fi personale sau regrete generale. Regretele personale sunt personale și țin probabil de intimitatea și de personalitatea și de familia fiecăruia. Regret foarte mult personal că datorită activității politice și administrative pe care am avut-o, poate de multe ori mi-a neglijat familia și în special fetița, copilul meu pe care l-am. Dar am făcut acest lucru conștient fiindcă sper să-i creez un mediu mai bun și favorabil în care să crească și să dezvolte. Iar pe plan profesional pot să spun, sau mă rog, și politic, dacă vreți să le îmbinăm, pot să spun că regret că am ales de foarte multe ori în viață să fac pasul înapoi și să susțin oameni care n-au meritat încrederea și susținerea mea, pentru oameni cu care am greșit la un moment dat că i-am susținut și că am crezut în ei. Am făcut acest lucru pentru că sunt un tip de echipă și dau crezare în general oamenilor. Dar mai târziu a trebuit să regret, am păstrat acest lucru în interiorul meu și nu l-am făcut public și nici nu o să-l fac, vorbesc la modul general acum, dar regret că de multe ori am dat, repet, am dat crezare și am pus mai sus decât ar fi meritat dorințele și aspirațiile altora decât ceea ce ar fi fost normal să se întâmple. Sunt greșelile vieții, fac parte din viață, vi le-ați însușit. Ne învață, e important sigur, să nu perseverăm exact, în greșelile. Exact, sigur. Dragii mei invitați mai mici, ne aflăm pe final de emisiune și vă adresez ultima întrebare. Ce vă place vouă să faceți cel mai mult? Ce hobby aveți? Ce vă doriți? Hobby-ul meu și pasiunea mea cea mai mare este de a practica fotbalul. Pentru că este un joc frumos și îl joc cu mare drag și cu mare plăcere. Foarte frumos. De a practica fotbalul, deoarece este un joc de echipă și îmi place foarte mult. Tibi? Să practic fotbalul deoarece este un spirit de echipă care... Te învață multe lucruri frumoase. Da. Exact cum spunea Ninel. Te învață să pierzi, te învață să câștigi. Da. Sigur că da. Îți folosește foarte mult în viață. Nu neapărat să ajungi fotbalist la Liga 1, la Națională, dar în schimb ne călește fizic. Exact cum spuneai, ne învață să pierdem, să câștigăm. Este foarte important lucrul ăsta. Ce vreau să vă întreb pe voi, dragii mei? Ce pensă Dumnezeu pentru voi? Că știu sigur că sunteți credincioși. Pentru mine Dumnezeu reprezintă totul. Fără puterea și voința mea și fără ajutorul lui Dumnezeu nu poți realiza nimic în viață. Da. Foarte bine spus. Mirel? Pentru mine Dumnezeu reprezintă un
al treilea părinte. Nu, Dumnezeu este cel mai important în lumea asta pentru noi, Mirel. Lui trebuie să ne adresăm când avem nevoie de ceva, trebuie să ne rugăm lui, trebuie să credem cu adevărat în el. Este cel mai important lucru. Tibi? Fiindcă a fost alături de mine și va fi în continuare. Foarte bine, Tibi, foarte bine. Trebuie să avem credință în Dumnezeu pentru că el este cel mai important în lumea asta. De la el așteptăm cele mai să ne îndeplinească toate dorințele noastre. Eu vă întreb acum, domnul Petcu, fiind pe final de emisiune, de fapt nu vă întreb, vă rog să transmiteți ceva copiilor noștri. Cel mai important lucru pe care vreau să transmit este încrederea că în viață poți să reușești dacă îți propui aproape orice, nu chiar orice, dar aproape orice. Trebuie să ai perseverență, să ai încredere, să fii ascultător când ești mic, să te asculți părinții, să te asculți profesorii, să îmbini absolut toate lucrurile, nu să faci exagerat un singur lucru, fotbalul sau doar școala sau alte activități. Trebuie să fie echilibrat și ce este cel mai important, să respecti omul de lângă tine. Dacă nu avem încredere să ne respectăm oamenii din jurul nostru, cred că nu vom reuși ca în societatea noastră să transformăm în ceva mai bun. Îmi doresc pentru copiii noștri să trăiască, așa cum spuneam, într-un mediu sănătos, într-un mediu civilizat și mai ales să fie bine educați. Și personal vă felicit încă o dată pentru activitățile care le aveți dumneavoastră în, să spunem așa, această mică perioadă și sper să o continuați pe termen lung. Vă mulțumesc mult de tot, domnul Petcu, și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați acceptat invitația mea și mulțumesc. Vă aștept altăță cu la fel de mare plăcere. Mulțumesc. Dragii mei, sper că ați învățat multe din ceea ce v-a spus domnul secretar de stat, să țineți cont de ele, sunt lucruri foarte utile pentru voi. Stimați telespectatori, vă invit în fiecare joi de la ora 16 să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Și nu uitați, cel mai frumos și de preț dar pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor este viața. De aceea, aceasta trebuie trăită în respect de sine, în respect față de aproapele nostru și, cel mai important, în credință față de Dumnezeu. Ne-am putea pune întrebarea, cum putem obține aceste trei calități extraordinare? Răspunsul este simplu, prin educație. Dragi copii, educația este viitorul vostru. La revedere!